Ai o pisică speriată sau una prea timidă? Fuge adesea în dulap sau sub pat ca să se ascundă? Pisicile, prin natura lor, adoră să aibă locurile lor sigure, liniștite, unde pot scăpa de zgomot și de stres. O pisică timidă sau speriată poate manifesta o nevoie mai mare de intimitate. Spre deosebire de pisicile sălbatice, care nu au fost în preajma oamenilor și se tem de orice contact, pisicile timide sunt de obicei insuficient socializate. E posibil ca acestea să fi petrecut o parte din primul an de viață într-un adăpost sau într-o situație în care nu li s-a acordat prea multă atenție. Unele pisici timide și speriate au și alte probleme, cum ar fi anxietatea de separare sau frica de străini. În cele mai multe cazuri, aceste pisici au nevoie de un mediu liniștit și sunt mai potrivite pentru o familie mai liniștită. Câștigarea încrederii unei feline timide și anxioase este posibilă cu puțină practică. Am câteva sfaturi care o să te ajute pe tine, dar și pe pisica ta să deveniți cei mai buni prieteni. 1. Creează o rutină. Rutinele zilnice, cum ar fi atunci când îi dai de mâncare pisicii, sunt importante pentru ca aceasta să se simtă în siguranță și confortabil. Rutina e o modalitate de a relaxa pisica, deoarece ajunge să știe la ce să se aștepte, inclusiv când ești plecat la serviciu sau școală, dar și când va avea toată atenția ta pentru joacă și îngrijire. 2. Reduce la minim zgomotul și alți factori de stres. Cele mai multe animale de companie nu suportă zgomotul puternic și vor reacționa cu teamă atunci când aud aspiratorul, sirenele, focuri de artificii sau alte sunete intense. Așa că în primele săptămâni de când iei o pisică speriată, încearcă să o ții într-o cameră unde nu merge aerul condiționat, dezumidificatorul sau alte aparate. Păstrează mediul de acasă cât mai discret posibil. 3. Folosește un ton blând și liniștitor atunci când vorbești cu pisica. Pe lângă asta, așează-te lângă pisica ta când vorbești, în loc să stai deasupra ei, lucru care poate părea amenințător. Mângâie-o și oferă-i o recompensă sau două pentru a încuraja să se așeze lângă tine. 4. Oferă-i propriul ei spațiu. Unele pisici se pot simți neliniștite să mănânce sau să folosească litiera în preajma altor pisici sau animale de companie. Așa că încearcă să muți bolurile de mâncare și apă, dar și litierele într-un spațiu mai liniștit și cât mai puțin circulat. 5. Dacă pisica fuge de tine, lasă-o să fugă. Lasă pisica să se ascundă atunci când vrea, pentru a evita creșterea anxietății. Dacă fuge atunci când mergi spre ea, întoarce-te cu spatele și mergi în direcția opusă sau ocolește-o. 6. Joacă-te cu ea. Află la ce fel de jucării reacționează pisica ta și joacă-te cu ea cât mai mult posibil. Cele mai multe pisici adoră undițele și bețele cu pene. Altele pot răspunde bine la jucării cu iarba măței. Odată ce le găsești pe cele care îi place, fă-ți timp și joacă-te cu ea în fiecare zi. 7. Învață mai multe despre limbajul corpului la pisici. Acest lucru te va ajuta să înțelegi mai bine semnalele pe care le transmite pisicuța ta. Înțelegerea limbajului trupului și a mieunatului, cum ar fi atunci când pisica ta se teme să este agresivă, te va ajuta să eviți răutățirea situației și, de asemenea, va crește sentimentul de încredere al pisicii tale. Am un întreg videoclip dedicat acestui subiect și îți recomand să te uiți la el după ce se termine acest videoclip. 8. Nu-ți forța pisica să facă ceva. Dacă o forțezi să se joace sau încerci să o scoți de undeva de unde se ascunde, o vei face și mai fricoasă decât e. În schimb, adoptă un ritm lent și multă răbdare. Lasă-ți pisica să-și dea seama când vrea să stea sau când vrea să fie mângâiată. Pe termen lung, acest lucru va consolida legătura cu ea, va crește încrederea pisicii tale și o va ajuta să se relaxeze și să fie fericită în noua ei casă. 9. Oferă-i mâncare și recompense irezistibile. Pisicile își folosesc foarte mult nasul zi de zi, iar o mâncare sau o recompensă delicioasă poate să o determine pe pisica ta să iasă din ascunzătoare, chiar și dacă pentru puțin timp. Nu uita, e foarte important să fii răbdător cu astfel de pisică și să fii cât mai grijuliu și gingaș cu ea. În timp, răbdarea îți va fi răsplătită și pisica își va arăta adevărata personalitate. A durat numai puțin de o lună pentru casica să nu mai fie speriată de orice zgomot și să devină sigură pe ea, iar acum e cât se poate de dezinvoltă cu noi, chiar dacă se ascunde sub pături atunci când vin musafiri. Dai un like videoclipului dacă ți-a plăcut, nu uita să te abonezi și ne auzim data viitoare!